Și la Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost oficiată Denia, în cadrul căreia a fost cântat Prohodul Mântuitorului Isus Hristos. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La Catedrala Mitropolitană din Sibiu, credincioșii au cântat Prohodul Domnului împreună cu soborul slujitor și corala Timotei Popovici. utrenia de sâmbătă dimineața se săvârșește vineri seara prin frumoasa rânduială numită Prohodul Domnului sau Denia Prohodului. Prohodul este alcătuit din trei cântări, fiecare cu o melodie specială, în așa fel încât formează un cântec de însoțire a Mântuitorului Iisus Hristos care este pus în mormânt. A fost pus în mormânt cel care l-a zidit toate. Dar, după această rânduială, se așteaptă sâmbăta mare când este săvârșită liturgia Sfântului Vasile, când Mântuitorul cu sufletul, cu trupul fiind în mormânt, cu sufletul a coborât în iad, rupând pe cețile iadului, și scoțând din iad pe strămoșii noștri, Adam și Eva, și pe toți drepții Vechiului Testament care așteptau deschiderea Raiului, puterea învierii Mântuitorului Hristos, cel care a călcat cu moartea pe moarte, a pătruns până în iad. E o manifestare a puterii sale rupând pecețile iadului și deschizând raiul pentru veșnicie. La final, soborul și credincioșii au înconjurat Catedrala Mitropolitană purtând în procesiune Sfântul Epitaf.